Bacchus i-a îndrumat pe 11 bărbați la spital în acest weekend. După ce au votat, aceștia au ales să sărbătorească cu mai multe pahare de băutură, după care li s-a făcut rău și au ajuns la urgență. Cel mai tânăr dintre ei are 21 de ani, iar cel mai vârstnic 60. 11 bărbați cu vârsta cuprinsă între 21 și 60 de ani au primit îngrijiri medicale la unitatea de primire a urgențelor la acest sfârșit de săptămână, ca urmare a unor afecțiuni cauzate de consumul excesiv de alcool. Din fericire, niciunul dintre acești pacienți nu a necesitat spitalizarea.